În aceste zile am avut surpriza să primim la redacție un minunat volum intitulat Despre cărți și alți demoni. Volumul este editat de editura Universității Lucian Blaga din Sibiu. Autoarea acestei excepționale cărți de debut în critica literară este mai vechea noastră prietenă, Rodica Grigore. Ne face plăcere să cităm câteva considerații ale Rodicăi Grigore despre Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges este interesat de frumusețea teoriilor, a miturilor, a credințelor, în care el nu poate să creadă. De aceea scriitorul se simte liber să aleagă o multitudine de cărări care îi se deschid în față. Borges descrie în consecință ființa umană pierdută într-un vast labirint, capabilă să creeze labirinturi mentale ca explicații și ieșiri posibile dintr-un mare labirint. Estetica lui Borges este una a inteligenței și, în mod obișnuit, scriitorul echivalează visul cu gândul, acest fel de gândire sau de imaginație care unește părțile și elementele lumii într-o concentrare aproape hipnotică, detașare de percepțiile imediate. Pentru Jorge Luis Borges, a visa înseamnă a idealiza, iar cititorii săi fac acest lucru transformând, la sugestia autorului, lumea în cuvinte. Lumea lui Borges devine astfel suma tuturor lucrurilor care pot fi spuse, nu suma lucrurilor care există. Uneori, pentru scriitor, după ce visul i-a sfârșit, cel care a visat trebuie să se întoarcă înapoi la viața reală și să devină din nou victima, nu stăpânul timpului. Spre deosebire de viața însăși, visele controlate ale scriitorului sunt combinații de cuvinte, combinații de simboluri, combinații de termeni generali, iar idealizarea sau generalizarea se dovedește a fi principiul fundamental al celebrelor sale ficțiuni. V-am citat un fragment din volumul Despre cărți și alți demoni, editat de editura Universității Lucian Blaga din Sibiu. Autoare: Rodica Grigore.